O adevărată provocare este pentru șoferi începători traseul pe care învață să conducă pentru prima dată în viața lor o mașină. Situația este valabilă în singurul poligon din Valea Jiului, care este la Petroșani și care acum arată ca după bombardamente. Asta din cauza că gropi adânci s-au căscat de luni de zile în carosabil, fără ca cineva să facă ceva. Instructorii auto se plâng că începătorile distrug mașinile, acesta fiind locul în care un șofer pune prima dată mâna pe volan. Mai mult, tot de aici se pleacă în cursa de traseu, însă nimeni nu a făcut nimic până acum. Singurul responsabil de acel teren este primarul din Petroșani, care promite că situația se va remedia în această toamnă. Noi o să intervenim să reparăm covorul asfaltic în zona respectivă și pe strada Lunca, după care sigur că lucrurile vor intra normal. Noi am mai făcut aceste reparații în parcarea respectivă. Strada Lunca se află într-un program de reparații, iar în cadrul acestuia vor fi plombate și gropile din zona în care sunt arondați șoferii începători.